Preasfinția voastră, preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori. La liturghie dimineață am abordat un subiect foarte, foarte important legat de mila creștină, de faptele milei creștine. Și m-am gândit că nu-i rău ca la catehezele noastre, câteva duminici ce vor urma, să luăm rând pe rând faptele milei creștine. Unii dintre frățiile voastre le știți, dar nu ne strică la toți să ne reamintim de ele, de faptele milei creștine. Oarecum, ele se inspiră din Evanghelia după Matei, capitolul 25. Pentru că acolo ni se vorbește de dreapta judecată. Când va reveni Domnul Hristos, pe oameni îi va împărți în două, pe unii de-a dreapta, pe alții de-a stânga, și va zice celor de-a dreapta Lui, veniți binecuvântații Tatălui meu, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Însetat am fost și mi-ați dat să... Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Însetat am fost și mi-ați dat să beau. Străin am fost și m-ați primit. Gol am fost și m-ați îmbrăcat. Bolnav am fost și m-ați cercetat. În temniță am fost și ați venit la mine. Și plecând de aici, tradiția creștină a enumerat faptele milei creștine, care sunt 14 la număr. 7 fapte ale milei sufletești și 7 fapte ale milei trupești. Le citesc. Faptele milei sufletești. A îndreptat pe cei păcătoși, a învățat pe cei neștiutori, a sfătuit pe cei ce stau la îndoială, a mânghiat pe cei întristați, a suferit cu răbdare nedreptățile, a iertat bucuros pe cei ce ne vatămă și a ne rugat pentru vii și pentru morți. Iar faptele milei trupești, a dat hrană celor flămânzi, a dat de băut celor însetați, a îmbrăcat pe cei goi, a primit pe cei străini, a cercetat pe cei bolnavi, a vizitat pe cei închiși și a îngropat pe cei morți. În seara aceasta începem cu prima faptă a milei sufletești. A îndrepta pe cei păcătoși. Și textul scripturistic de la care plecăm este cel din Epistola lui Iacov, capitolul 5, versetele 19 și 20. Frații mei, dacă vreunul va rătăci de la adevăr și îl va întoarce cineva, să știe că cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui, își va mântui sufletul din moarte și va acoperi mulțime de păcate. Așadar, prima faptă a milei sufletești este a-i îndrepta pe cei păcătoși. Și m-am gândit la două exemple. Unul celebru,
chiar celălalt de pe plaiurile noastre românești. Exemplu celebru de întoarcere a păcătosului de pe calea lui este cel legat de viața fericitului Augustin. Cine a stăruit pentru îndreptarea fericitului Augustin? Mama lui a stăruit. O femeie extraordinară. Ani de zile s-a rugat și a plâns pentru fiul său Augustin, care a devenit ceea ce a devenit datorită credinței mamei sale, datorită rugăciunilor ei, datorită lacrimilor ei. Deloc, ei erau din Africa de Nord. Au venit în Italia și cel ce l-a convertit pe fericitul Augustin a fost Sfântul Ambrozie al Milanului. Referitor la faptul că mama a stăruit să-l îndrepte pe păcătos de la calea lui ce are, mai târziu, în confesiunile lui, fericitul Augustin a scris câteva rânduri extraordinare. Și ai trimis mâna ta din înălțime și din acest întuneric adânc ai scos sufletul meu, când pentru mine plângea înaintea ta mama mea, credincioasa ta, mai mult decât plâng mamele în mormântarea copiilor lor. Căci ea vedea moartea mea, o vedea prin credință, și spiritul pe care l-avea de la tine a făcut-o auzită. Ai auzit-o și nu i-ai disprețuit lacrimile. Când, curgând, o dau pământul sub ochii ei, în orice loc al rugăciunii ai auzit-o. Căci de unde a venit visul convertirii mele? A venit pentru că ai mângâiat-o pe ea, încât să fie de acord să trăiască și pe același acoperământ cu mine și să aibă aceeași masă în casă. Cam așa își amintește fericitul Augustin întoarcerea lui, convertirea lui. Monica s-a gândit la fapta milei sufletești, a îndreptării celui păcător. Sigur că nu vă pot reda acum toată viața fericitului Augustin, dar așa, ca să ne fixăm în timp, la sfârșitul anului 395, fericitul Augustin a fost sirotonit episcop de către Valeriu, devenind ajutorul său. Iar după moartea acestuia, întâmplată la scurt timp, el rămase singur episcop de Hippo Regius, al doilea oraș ca mărime în provincia romană Africa, după Cartagina, unde a păstorit până la moartea sa, 28 august 430, la vârsta de 76 de ani. Și dacă el este un exemplu celebru de convertire de la păcat la virtute, de îndreptare a unui păcătos, după ce împreună vom cânta o priceasnă, vă voi citi un exemplu obișnuit din România pe care l-a consemnat părintele Ioanichie Bălan,
acest călugăr atât de harnic, care multe lucruri frumoase le-a consemnat și ni le-a lăsat la îndemână nouă ca să ne folosim de ele. Iar acum, relatarea cu îndreptarea pe calea cea bună a unui păcătos din România. O creștină aleasă, Doina Militaru din Comuna Greci, județul Turcia, istorisește acest fapt vrednic de luat în seamă. În acest sat trăia până de curând o femeie văduvă foarte credincioasă, care avea un singur fecior, Nicolae, cam de 30 de ani și acesta căsătorit. Feciorul, gospodar de altfel, o ajuta pe bătrână la munca câmpului și la întreținerea casei, dar avea un mare și greu păcat. Nicolae nu mai voia să creadă în Dumnezeu, de aceea nu mergea la biserică deloc, încă din copilărie nu se spovedise, nu se închina, ba, nu putea nici să vadă pe preot pe la casa lor. Măi, Nicolae, îi zicea mama, iată mâine va veni părintele cu icoana prin sat, că se apropie Crăciunul, trebuie să-l primim și noi. Mamă, răspundea Nicolae, dacă intră la noi în casă, îl scot pe ușă afară. Măi, Nicolae, îi spunea mama altădată, va veni părintele cu bobotează pentru a ne sfinți casa. Nu cumva să te împotrivești, că te bate Dumnezeu. Lasă vină, că ți-i dau cu barda. Și, în adevăr, nu primea niciodată pe părintele în casă. Iar bata mamă plângea nemângâiată să-l întoarcă Dumnezeu pe fiul ei la sfânta credință și la pocăință. Ani de zile a răbdat Dumnezeu și mama lui Nicolae doar să o întoarce. Dar rugăciunea mamei și a preotului din sat nu contenea. Și iată cum l-a întors Dumnezeu la credință și căință. De la o vreme s-a îmbolnăvit Nicolae. Așa de grav încât a căzut la pat. După câteva zile de suferință, într-o dimineață, strigă stăruitor la mamă. Mamă, adu-l pe părintele să mă spovedească și să mă împărtășească, că eu am să mor. Dar cum să-l chem? Nu l-ai înjurat tu pe părintele de atâtea ori și ai zis că-l dai pe ușa afară? Mamă, astă noapte am văzut stând lângă patul meu pe Maica Domnului. Era îmbrăcat în alb, foarte frumos. Și toată noaptea s-a rugat cu lacrimi în ochi pentru mine. Când a văzut beata mamă că fiul ei spune aceste cuvinte cu lacrimi, s-a bucurat mult că a auzit-o Dumnezeu și îndată a chemat pe părintele acasă. Iar părintele, ca un adevărat păstor al turmei lui Hristos, a venit numai decât la cel căzut. Părinte, l-a întrebat, nu ești supărat pe mine? De ce să fiu supărat, Nicolae? Păi ți-am făcut atâtea supărare. Te-am înjurat. Te-am amenințat cu bătaia. Nu, Nicolae, nu sunt deloc supărat pe tine. Hristos a fost răstignit de oameni și nu s-a supărat pe ei. Eu m-am rugat totdeauna pentru tine
Și am avut credința că te vei întoarce la calea cea adevărată. Atunci, te rog, spovedește-mă, Părinte, și împărtășește-mă, că nu mai am multe zile de trăit. Deci s-a mărturisit cu lacrimi Nicolae, s-a căit de păcatele sale și a primit Sfânta Împărtășanie, iar după câteva zile a murit în păcat cu Dumnezeu, cu sine și cu toți oamenii. Relatarea aceasta a fost culeasă din întâmplările adevărate de Părintele Ioan Nichie Bălan.